Ministerul Dezvoltării a aprobat documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru refacerea simbolului orașului cu 9,5 milioane de euro din fonduri europene. Două firme din capitală se vor ocupa de realizarea proiectului tehnic, respectiv a studiului de fezabilitate. Proiectul va fi supus licitației publice, iar constructorul, care va fi desemnat câștigător, va începe lucrările de restaurare. Cazinoul de pe malul Mării ar urma să fie gata peste 2 ani. În luna octombrie anului trecut, Primăria Constanța a predat cazinoul în administrarea Companiei Naționale de investiții din subordinea Ministerului Dezvoltării. După ce lucrările se vor termina, clădirea simbol va reveni în administrarea municipalității.